Ce faceți? Uite, ne-am pornit și noi către Stuttgart. Yeah! Nu-i așa, iubi? Yeah! Dar iubi e așa mai bine concentrat, e clar. Mergem la Primark. Primark. Nu știu cum se zice, dar mergem la Primark să facem cumpărături pentru școală și grădiniță. Yeah! Hai, Andrei, zici tu ceva! Este prima dată când mergem în Primark aici în Germania. Nu știu dacă am fost vreodată în România, dar parcă odată am fost în Suceava sau nu mai știu. Ideea este că astăzi o să mergem acolo pentru că am auzit că sunt o grămadă de reduceri și la Stuttgart, dar n-am fost niciodată, nu știm cum este. E posibil să fie chiar fain, adică nu că e posibil, chiar trebuie să fie fain, că n-ai un oraș destul de mare. Părăsiți autostrada. Și o grămadă de trafic, de aia ne teamă nouă că o să fie trafic. Afară e super cald, sunt, să zicem, 30 grade afară, dar ne descurcăm noi, pentru că înăuntru magazin noi e răcoare, adică sigur este aer condiționat, așa că nu o să ne facem probleme de asta. Și o să mergem pe acolo, prin preajmă, să ne mai plimbăm prin centru, dacă o să reușim, o să mergem și în centru un pic, să vedem care-i treaba cu centrul din Stuttgart. Dacă tot mergem, de ce să nu mergem și în centru, nu? Și abia aștept să filmez pe acolo, să vă arăt cum este Primark în Stuttgart. Din câte am văzut eu pe Google, sunt grămadă de magazinașe sau locuri astea unde poți să cumperi tot felul. Cred că e ca un mall așa, nu știu, așa am văzut acum, eu știu, rămâne de văzut ce și cum. Așa că, dragii mei, ne vom vedea pe parcursul acestui vlog, așa în reprize, nu o să stau să vorbesc foarte mult, o să vă arăt așa doar ce facem, ce cumpărăm, ce probăm, chestii de genul. Probabil că vă întrebați și cu părul meu, mi-am pus extensie, de ce nu, ca să par și eu mai, na, să am și eu păr. Dar am senzația că părul meu este mai închis aici așa și meșile mele sunt mai deschise, mai blond, așa mai deschis. Sper să nu se vadă diferența și să par așa cakey, dar este trafic, da, într-adevăr, uite ce trafic, e imens traficul astăzi. E foarte aglomerat. Dar, da. Și mi-am prins extensii undeva de aici, de la bază, ca să nu mă deranjez, să nu fie cald, să le pot prinde într-o coadă în cazul în care vreau să probez ceva și mă deranjează. Dar, per total, sunt mulțumită de extensiile mele. Cum arată. Așa că da. Și mi-am făcut și un machiaj așa cât mai natural posibil. M-am dat cu un fond de ten ăsta care rezistă maxim. Toată ziua un fond de la Manu Vilț, mi l-am mai arătat eu vouă și mi-am fixat bine, mi-am făcut așa, să zicem, un smokey eye. Și pe buze mi-am pus, s-a cam strâns,
suntem plictisiți maxim, că am stat în ștau, în trafic, vreo jumătate de oră, poate mai bine. Căldură mare, 30 ceva de, 35 de grade, cred că sunt aici pe autostradă. Bine, în mașină merge aerul condiționat, dar afară, cu o căldură de... n-ai aer. Acum gata, s-a eliberat autostrada, mergem cât de cât lejer. Da, o bucată a mers bine, acum iară văd că se împotmolește, nu știu pe unde, dar se mai și lucrează. Acolo unde a fost foarte aglomerat, era o bucată de bandă la care da, se lucrează. Sperăm să ajungem cât e curând. Deja am umplut plasa cu haine pentru Bia și Andrei. Nu, încă nu mi-am luat. Avem gecuțe, papuci, chiloței, maiouri, pantaloni, trenic, bluze, o grămadă și pentru Bia. Așa și... ce să vă mai zic? Este super aglomerație aici. Just follow every move. Touch me, let me know you want it too. Don't have what you need. Ce ai luat acolo? Carioci și creioane care se îndoaie. Serios? Și tu, Andrei? Da. Ia uite, sacul e plin de haine, numai pentru copii. Da. Câteva avem, și, adică pentru mine, mi-am luat niște sutiene și chiloți. Aici e zona de cărticele, carioci, creioane, chestii pentru fetițe, băieței, pernuțe. Este ceva mic acolo. Înăuntru sunt lucruri mici. Din astea. Foarte că... mai pot? Ce să spun numai. Suntem terminați. Am dat și o căruță de bani. Cum e adresul aici? Și iubii terminat foarte, foarte mare aglomerat. Extrem de aglomerat este astea aici, în numărul ăsta. Asta e de fapt un număr. Acum mergem să mâncăm ceva, că mi este super foame. Oh my god, deci chiar nu mai pot. Adică nu mai putem. Și uite aia plasa lui Iubi, cât e de plină. Doar cu ușoare pentru copii. Ce să facem? Asta este.
și când vine școala, vine și cheltuiala. Mâncăm pizza cu spanac, pizza cu ton, tati are pizza cu salami și Bia la fel, pizza cu ton. Yeah. Dragii noștri, am ieșit din infern, morul, nu știu cum să mă exprim, dar așa ceva ferească Dumnezeu. Mă, ești tu, doar, e... ce vrei, zita mai mol, e un mol uriaș. Noi ne-am dus în Stuttgart, mall-ul Milaneo. Tocmai ce acum am uitat pe mesaje de la ultimul filmuleț care l-am postat. Cineva mi-a zis că să mă duc pe Königstrasse, că acolo este un Primark mult mai mare. Acum ce să facem? Asta este. Noi deja am plecat, adică acum ieșim din oraș, din Stuttgart. Ne îndreptăm către autostradă. Și na, am cumpărat ceva, niște felii din astea de pizza, dar foarte scump, domne, foarte scump. Am dat 30 de euro pe 4 felii de pizza, ceva, un con cu ciocolată și o cucoară așa mai mare cu ceva cremă de vanilie, aia mi-a luat-o pentru mine, și niște sucuri. Și am dat 30 de euro, deci vă dați seama, mult. Și obosită, mă doare capul. Super tare, cred că și de la aerul condiționat. Nu știu, eu nu sunt făcută pentru mall. Nu sunt făcută să mă plimb în mall, să stau așa multe ore. Și sinceră să fiu, atâta lume, deci atâta lume n-am văzut. Ții minte că în mall-ul din Italia, când am fost acum 2 ani, tot așa a fost foarte aglomerat și zăpăceală, băi. Deci nu-ți dai seama pe unde intrarea, pe unde ieșirea. Nu găseam Primark, unde, Doamne, iartă-mă, că nu știam încotro și în ce direcție, și dacă întrebai pe careva, îmi zicea că nu știe, uite că asta e din cauza la soare, că pune, de-aia se vede așa, să știți. Ia să las mai așa. Și, da, ne-am învârtit, ne-am sucit pe acolo până am găsit Primark-ul, dar Primark-ul ăsta mic mi s-a părut și toate acolo aruncate. În cele din urmă am găsit pentru Bia și Andrei, eu mi-am luat doar niște sutiene de astea așa, din corp și ceva lingerie intimă. Da. Și atât. Ciorap mi-am mai luat, iubinuș mi-a luat că vrea și să-și ia niște papuci, dar am zis că o să mergem la Decathlon, este în Ulm, Decathlon, și o să mergem acolo, că el preferă papucii ăștia de acolo, că sunt mult mai bun și îl țin. Da, eu deocamdată nu-mi trebuie pantaloni și de astea bluze, eu tot am, le folosesc pe astea care le am. N-are sens să mă încarc cu haine, să cumpăr tot fel de haine și să le las acolo în dulap să nu le port. Așa, știu că am câteva haine și pe alea le port până se tocesc și așa mai departe. Nu, iubi, n-are sens, băi, și așa. La copii le-am luat pentru că ei au nevoie, ei cresc, Bia chiar nu mai avea nimic, totul îi rămăsese mic, Andrei la fel. Și, sincer să fiu, din magazinașele astea care cumpăram noi, gen Kick, Family sau ce mai sunt acolo pe la noi prin zonă, da, niște chestii așa, na, chinezării, dar și scumpe. Aici, într-adevăr, am găsit și oferte. Bluze la 2,50 euro, la 4 euro. Pantaloni am găsit la 12 euro sau 15 euro, cam așa, dar fain. Blugi. Deci, blugi foarte fain. Am găsit pentru Bia. Bluzițe. Na, chestii drăguțe, așa. Și cu tot felul de mesaje, texte de-astea, așa, sugestive. Deci, alea mi-au plăcut mult și pentru Bia și pentru Andrei. Da, da. Acum să vedem că o să ajung acasă și o să vă arăt așa în mare cam ce am luat la copii. Pe urma să fac separat un clip în care o să vă arăt hăinuțele împreună cu rechizitele Biei la școală, ce așa. Nu, pentru Andrei o să fac separat ce hăinuțe am luat lui și pentru Bia separat cu tot cu rechizite. Mi se pare, nu e așa, iubit? Nu mai ok așa. Să fac separat. Da. Și în rest, acum
suntem pe autostradă, o să ne oprim într-o de asta, benzinărie, să mai ne dezmorțim puțin picioarele, adică nu că am pista foarte mult jos, dar parcă simțim nevoia de aer mai curat, așa că acolo era super, super neaerisit, deci eu aerul condiționat nu suport. Bună dimineața, iubi! Dimineața! Iară te joci? Mă, băiete, mă, numai te joci non-stop. Bine că nu am luat și eu chestia asta de la tine. Că nu vreau, sincer, stau să mă joc așa. În fine. Bine, ai și tu o țără de relax. Adică, să fim sinceri, toată săptămâna muncești. Da, sudezi. Și acum te relaxezi și tu, nu? Asta, faci bine. Bineînțeles că ne bem cafeluța pe mica noastră, în mica noastră terasă. Eu am aici cafea cu soia, lapte soia, niște biscuiți din ăștia cu ciocolată, așa ca să am un pic de energie. Afară este, cum se vede. E fain, e caldă, e și un pic de nori. Avem și rufele aici. Avem și pe Bia. Neața, Bia! Neața! Ce faci acolo? Desenez. Desenez cu cariocilele care ți-le-ai cumpărat? Da. Și sunt faine? Sunt bune de ceva sau... Mhm. Da? Se transformă. Serios? Da, uite, să arăt. Cu creionul ăsta alb, magic. Ah, ăla e creionul magic. Mai, mai, mai... Ah, uite că se transformă. Iar că... Roz și... Andrei, pe unde este? Nu știu. Cred că se uită la desene. Ați mâncat? Da. Andrei, ce faci, mami? Mele, sus! Ce vrei? Mele! Uite ce fain. A, vrei ale tale? Păi da, zi așa, mă, Andrei, că el nu te înțeleg ce zici. El n-are carioci magice. Vreau creioanele mele. Hai zi, Andrei. Vreau? Hai zi. Vreau? Wow. Creioanele? Creioanele? Mele. Așa, zi. Andrei, zi. Da, ce fain. Creioanele mele. Mele. Dar zi tare, că nu te-am auzit ce ai zis. Creioanele. Mele. Mele. Creioanele mele. Pisale mele, Andrei, pisale mele. Nu, no, începem un pic să plângem. Dar de ce? Dă-i tu și lui. El nu are carioci, el are numai creioane. Dă-i un pic să facă și el o inimioară. Ia zi, știi să faci o inimioară, Andrei? Tu vrei să faci mașină, e bun, mă. Tu ești bărbat adevărat. Da. Hai, dă-i și lui o cariocă. Așa, hai, ia, hai să vedem cum știi tu să faci mașinuța. Cu albastru, așa. Ce fain, mă, o să face. Bravo. Ce fain e pink. Aia ce e, Andrei? Asta e capota. Roate roșii. Ai roata? Așa, așa de mare e roata? Da. Mai băiete, mă, dar la ce-i? Jeep, ce-i? Jeep. Jeep. Da. Bine, ăla-i volanul. Că știi să facă volanul. Tata. Tata? Și unde e omul, mă, că eu nu-l văd. Sau nu există om în mașină? Da, da, e. Păi fă omul, nu? Fă așa. Fac așa, hai. Ai mână de pictor, știi? Tu cred că ai să faci și pictor. Uite ce stil ține el carioca, domne. Fii atent, finuț, așa, nu apasă. Și transformăm! Da, tu nu știi de desenul. Da, da, frate! Se face galben? Nu se vede, dar se face galben. E galben
fosforescent. A dispărut mașinuța. E nișa, uite-o. Da, e mașina de aia magică care se transformă. Știi? Da. Bună dimineața, vă zic și eu, pentru că, da, așa mi se pare normal, este duminică, e târziu, e 10 ceasul, nu? Cât e? Și mami, ne-am trezit... Mami, poate mergem la piscină. Da, ne-am trezit pe la 8 și ceva, Andrei a fost primul care s-a trezit, și nu pot să țin ochii deschiși bine, că parcă așa, nu știu, îmi vine soare, dar nu e soare, că soarele e după noi. Dar mă enervează că nu pot să țin ochii deschiși, de-aia mă și înstrâmb așa. Poate vă întrebați de ce mă tot înstrâmb așa. Din cauza soarelui, din cauza prea, luminii, că este prea, prea, prea multă lumină. Și stau așa. Stăteam acum și ne gândeam ce să facem astăzi, fiind duminică, frumos, cald. Mergem la piscină. Unde să mergem? Nu știu dacă vrei să mergem la piscină? Iubi. Iubi face... Iubi. Ce știu eu. În fine, aseară nu am mai filmat pentru că am ajuns acasă, am lăsat hainele și ne-am dus la Reve și am făcut niște cumpărături. Pentru că, na, duminică fiind, nu e niciun magazin deschis. Așa că am zis totuși să ne... asigurăm cu câte ceva pentru astăzi, dar noi ne-am făcut cumpărăturile pentru o lună, așa facem când începutul lunii ne cumpărăm majoritatea produselor pentru o lună întreagă. Eu mi-am cumpărat foarte multe congelate, o să vi le arăt imediat, o să intru rapid printre ele să vi le arăt, sau poate o să fac un filmuleț separat, habar n-am, nu știu. Și mi-am luat congelate, mi-am luat pește, pentru că săptămâna asta o să mâncăm doar pește, fără porc, pui și altele. Așa, mi-am luat și varză, fasole, o să fac mâncărică de varză, din asta așa, simplu, fără carne, fără nimic. Și fasole la fel. Și nu mai știu ce mi-am mai luat. Cam atât, mâncăruri, chestii genuri, chimicale nu, pentru că avem. Și cam atât am făcut. Dar a fost destul de obositoare ziua de ieri. Când e vorba de shopping și să stai mult în picioare și să cauți și să te obosești și să te... nu știu, stai la coadă, te obosești maxim. Și să mergi și mult pe drum. Noi am mers de aici, de la noi până în Stuttgart, facem cât o oră. 190 și ceva de kilograme. 90 ceva de kilometri. 100. De aici de la noi 112. Așa. Dar faza este că am avut ștau, adică trafic. Am stat mult în trafic. Și căldură mare, na. Nu mai are sens să vă repet că oricum v-am zis și chestia asta. Dar am făcut, cred că... cât? O oră jumătate? Aproape 2 ore am făcut pe autostradă. Da, că... Na. Așa și... când am ajuns acolo era super aglomerat. Deci de cum am intrat goiul de oameni în calea noastră și mi eram și zăpăciși că nu știam unde să mergem la, nu știam unde e Primark-ul ăsta. Sunt normal 3 clădiri și tu normal trebuie să traversezi dintr-una într-alta, na. Și nu știam acum în ce clădire suntem și încotro trebuia noi să o luăm spre Primark. Și am traversat câte 2 clădiri până am ajuns la Primark. Nu. Că Primark-ul era tocmai la a treia clădire. Și am luat un din ăla, un flyer cu... cu harta mall-ului. Și ne-am ghidat după ăsta. În cele din urmă am reușit, am dat peste Primark, dar... surprinzător, foarte mic, așa mi s-a părut mic și aglomerat, frate. Da. Fai, deci plin de oameni, plin. Na, asta este. Pe teritoriu o să mergem la celălalt, că cineva ne-a zis, este un Primark mult mai mare, în, pe Königstrasse, așa, sau în München, am zis că este unul enorm, numai cu de-astea, numai cu Primark.
Cred că o să mergem acolo. Păi, oricum trebuie să mergem în München. Oricum noi vrem să mergem neapărat în München, că avem ceva de vizitat acolo, că este foarte frumos Münchenul. Și să merite, să mergem acolo. Dar o să ne pornim de dimineață tare, pentru că ne-am pornit târziu, ne-am pornit pe la 2:30, 3. Și nu, sincer, eram și plictisit deja, obosit. Na. Dar ca să faci ceva ca lumea și să-ți iasă, trebuie să te duci de dimineață. Te trezești de dimineață, ai mâncat ceva rapid și ai plecat. Pentru că așa poți să faci multe lucruri. Dar la noi, cum v-am mai zis, nu ne-am făcut bine planul. Nu ne-a reușit. Asta este ce să facem. Ce aveți, mă, de vă certați așa? Nu vă mai ajunge. Avem două la fel. Păi da, vedeți? Găsiți și două la fel. Da, termin de băut cafeaua. Și poate mergem la piscină. O să mai mâncăm resturile de pizza care le mai avem de ieri și de alalt ieri, că eu mai am pizza de făcut de mine, de vineri. O să mâncăm așa, pizza. Pe urmă, încă ne mai gândim ce să facem și ce. Suntem așa indeciși, ca să zic așa. Haideți să vă arăt ce mașinuță am desenat eu. Asta e mașina noastră. Și personajele dinăuntru suntem noi. Aici este tati care conduce și eu. Asta sunt eu de aici, aia care stă și se uită în bord. Dacă depășește 120, încep să urlu. Și stau atent acolo să nu depășească, știi? Eu sunt ăla, detectorul de viteză. Aici e Andrei cu mâinile pe geam, că na, altfel nu se poate decât așa să stea. Și Bia care stă cu o mână pe Andrei și una pe scaunul din spate. Și cu părul vulvoi. Așa suntem noi în mașină în momentul când mergem în călătorie. Haideți să vă arăt hăinuțele pe care le-am cumpărat. O să trec așa prin mare, în mare prin ele. Astea sunt al lui Andrei. Îl avem pe Andrei. Bia, hăinuțele lui Bia, le-am lăsat aici aseară în ideea că o să vi le arăt. Așa că să începem cu Andrei, o să vă trec rapid. Avem pantaloni, ăștia i-am găsit la ofertă, bineînțeles, 6 euro. Pantalon de trenic, o bluză de trenic, la fel, asta este pe un cachi. Altă bluză de trenic, pentru că pe el o să-l îmbrac mai mult în trenic la grădii. Și o altă pereche de pantaloni de trenic. Avem papucii de sport, pentru că am înțeles că are nevoie. Ăștia nu știu cât au fost. Cred că 10 euro au fost. Că Andrei, dar de ce ai rupt prețul, mă, mami, mă? Nu mai rupe prețul, nu mai rupe astea. Așa. Avem mai oașe, 3 bucăți cu diferiți dinozauri. Chiloței Toy Story Fear 4. 4 chiloței. Ba nu, 5, că una o are pe el deja, a furat una, deci 5 bucăți. Alte mai oașe, 3 bucăți, 4,50 euro. A, și chiloței au fost 5 euro, deci sunt mai scump chiloței decât mai oașele. Apoi avem pijamale cu Pikachu, pentru că mai nou lui Andrei îi place desenul ăsta animat cu Pikachu. Pantalonașii, flaușați, pentru că el doarme fără plapul, noi îi place să doarmă așa și atunci am zis să iau ceva mai flaușat să nu-i fie frig. Bluzița, tot așa, și asta este cu Pikachu, dar este întoarsă. A costat, cât a costat? Aici avem prețul 10 euro, deci asta a costat pijamăluța 10 euro. Avem gecuța de toamnă-iarnă, să zicem așa. Noi mai avem o gecuță mai groasă ca asta. 16 euro. Așa. Nu mai rupe, mami! Nu-i voie! Nu e voie! Așa. Avem o helancă. State of Awesome. Never stop. Îmi place foarte tare mesajul. A costat, și asta nu știu cât a costat, pentru că Andrei, cred că i-a făcut capătul la preț. Unde e prețul, mă? A, uite aici. 6 euro. Bluzițe,
Astea sunt la 2,50 €, la fel cu mesaje. I'm the original apparel, New York City future. Na, în fine, chestie americanească. Altă chestie americanească cu Brooklyn, podul Brooklyn, New York City. Și asta este drăguță pe roșu, pentru că lui îi place foarte mult roșu. E, am luat și pe una o bluziță pe alb. I'm awesome, never stop. Așa, o altă bluziță pe roșu. Lui am luat mai multe bluzițe din astea așa, pentru că el chiar nu mai are, toate sunt mici. Trust me, I'm superhero. Ce tare. Da, și aici avem ceva cu un dinozaur. Așa. Deci astea ar fi lui Andrei. Și mai avem aici o pereche de papucei de toamnă, pentru că de iarnă are ceva. Și ăștia au costat 12 €. Îmi plac. Sunt foarte finuți. Așa au partea asta așa catifelată. Așa. Cizmulițe are, pentru că i-am cumpărat mai de mult și are din astea de ploaie. Și cam astea ar fi lucrurile lui Andrei, așa că să trecem la Bia. Dă-te, Bia, ca să le arătăm și pe ale tale. Avem o gentuță de domnișoară, pentru că da, Bia este mai nou domnișoară. Și avem o gentuță cu unicorn, sclipiciuri pe margine. Aici trebuie, uite că ai o inimioară. Aici, și poți să-ți pui și un moțulache de la fain pufos, știi? Și asta a costat, cât a costat? 8 €, dar de ce ai rupt aici prețul? Așa, vezi că bagă aia în gură, Bia. Apoi i-am luat lui Bia un tricouaș cu Ariana Grande, pentru că este idolul ei. O adoră pe Ariana Grande. Foarte fain. Așa, și aici se prinde în talie cu un not. Este aproape, până la bata blogului, nu? Deci nu e 3/4. Dar eu știu că ți-ți plac alea până la buric. Știu. Că așa vă place vouă, fetelor, să vă îmbrăcați până la buric. Așa. Bluzițe i-am luat și BA câteva. Deci nu v-am zis asta cât a costat. Asta este 9 €. Deci un tricou 9 €. Destul de scump. Și da, na, și ăsta este 3 €. Believe in yourself, cu un motiv foarte sugestiv, mesaj foarte sugestiv, la fel ceva gen forest girl, așa, îmi place foarte mult pe roz și pe gri. Aici avem o pereche de blugi. Mi-au plăcut atât de mult blugii ăștia cu culoarea asta de muștar. Ia uitați cât de faini sunt și aici așa un pic rupți. Așa, sunt din ăștia pe picior. Au costat ăștia 9 €. Așa, lui Bia i-am luat mai multe perechi de pantaloni și colanții din ăștia, pentru că nu mai are, toate au rămas mici. Colanții ăștia, iarăși, mi-a plăcut că sunt cu motive unicorn. Au costat 4 €. Da, și ăștia au costat 4 €. Așa. Asta este mai mult pentru perioada de toamnă. Poate să ia la școală. Ăștia am luat pentru sport, pentru că la școală, la sport, ei au tot timpul chestii de 3/4. Pantalonaș Eger de ăștia 3/4 și ăștia am găsit foarte fain cu bulinuțe și ăștia am costat tot așa 4 €. Apoi avem niște colanți tot așa pe un albastru închis și ăștia vin foarte, foarte fain. 2,50 €. Deci să știți că noi am luat doar la oferte tot ce am găsit la oferte, pentru că nu ne puteam apropia de cele mai scumpe. Ăștia sunt o pereche de blugi, un roz prăfuit. La fel, mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult culoarea și îmi place și mie să așa să port. Avem aici, a costat 9 €.
altă perechi de blugi cu diamante, așa zic ei, diamant jeans, ceva de genul, sunt din ăștia skinny, chiar sunt foarte drăguți și ăștia au costat 15 euro, deci ăștia au fost cel mai mult, așa. Oricum o să fac parada modei cu Bia, să o vedeți îmbrăcată și cu, și pe Andrei. Avem ciorăpei set 5 perechi la 3 euro, foarte drăguți, cu pătrățele, bulinuțe, albi, simpli, deci foarte, foarte drăguți. Apoi avem și pentru Bia o pereche de pijamăluțe cu unicorn, ăștia sunt așa mai de vară, ca să zic, dar Bia îi place să se învelească cu plapuna până în gât și atunci i-am zis că să nu transpire. I-am luat ceva așa mai lejer și pantalonași și scurți. Setul a fost, nu mai știu cât a fost. Cred că scrie pe aici. Da. 5 euro. Normal. Deci de la 11 oferte la 5 euro, așa, cu tot cu pantalonași. Chiar mi se pare foarte ok. Așa, apoi am luat un tricou, un maioaj din ăsta fosforescent, portocaliu, coral, fosforescent. A fost 2,50 euro. Așa, apoi avem o altă bluziță cu imprimeu animal print, în formă de steluță. Și asta e drăguț, tot la 3 euro. O altă bluziță cu motive sugestive, pardon, cu mesaje sugestive, New York 95 Broccoli USA, așa, USA, pardon, trebuia să zic, și un altul la fel, americanez, Boston, Massachusetts, Massachusetts, ceva de genul, cu trei inimioare și ăsta mi-a plăcut enorm, enorm de mult, așa. Și aici avem chiloței, 7 bucăți cu unicorn, castel, prințese, dar una, lui Bia îi plac. Și ăștia cât au fost? Cât au fost ăștia, Bia, nu știi? Ăștia cred că au fost, uite aici, 5 euro. Da, și cam astea sunt cumpărăturile făcute pentru copii. Andrei, ce faci, mami? Nu-i voie. Dar nu e voie. Și de ce? Pentru că mami trebuie să le filmeze. Trebuie să facem parada modei, știi? Da, lasă-le acolo. Da, așa am desenat-o eu. Deci, puteți să vă imaginați? 200 de euro s-au dus așa, pac, prin minune. Dar să știți că se merită. Hăinuțele sunt destul de drăguțe, părerea mea. Acum nu știu ce părere aveți și voi, poate că am ieșit prea scump la Primark, poate că ieșea mai ieftin la H&M, habar n-am, nu știu. Dar eu am mai fost acum 2 ani la H&M și am făcut cumpărături pentru copii și sincer să fiu, am cheltuit o grămadă de bani doar pentru câteva chestii. Deci nu erau, să zic, așa cât am cumpărat aici, multe și diverse. Acum am cumpărat doar câteva și am dat acum 2 ani 100 și 150 de euro, deci foarte mult. Îmi place, la Primark sunt foarte multe oferte și sunt frumoase hăinuțele, sunt așa, cu tot felul de mesaje astea sugestive, pe tricouri, pe bluze, colorate, cu animăluțe, tot felul. Și da, prefer la Primark să merg, dar na, e cam departe și foarte aglomerat. Ne-am pornit în plimbare, suntem, bineînțeles, în mașină, mergem la Itzelberg, la un lac, plimbăm cu bărcuța, de ce nu? Nu-i așa? Ne-am gândit că ce să facem, să mergem la lacul, aveam noi un lac unde tot mergeam acolo și stăteam, na, copiii puteau să bălcească un pic în apă, dar nici nu cred că mai este așa caldă apa și apoi Andrei și tușește. Așa că ne-am gândit să mergem pe lacul ăsta, un alt lac, să ne plimbăm cu bărcuța, pentru că noi nu ne-am mai plimbat, cred că ne-am plimbat niciodată cu bărcuța așa, în familie, nu? Da. Niciodată. Bine, am fost, când am fost în Veneția, ne-am plimbat cu ăla, cum se zice. Da. Eu cu mama.
așa cu părcuță mic, așa ne-am plimbat și costă puțin de la de două persoane 8 euro și de 4-5 persoane 10 euro. Deci pentru 10 euro jumătate de oră atât avem voie să ne plimbăm. Dacă vrei mai mult, atunci plătim 20, dar cred că, eu știu, o să ne plimbăm doar jumătate de oră, nu? Ne ajunge. Cât să traversăm o dată lacul și înapoi, apoi și mama vedem. Poate conducem noi singuri. Da. Și este... am văzut că sunt și biciclete pe apă, sunt și bărcuțe normale cu vâsle. Cred că o să luăm bărcuța cu vâsle, știi? Că e mai fain. Gata, ne-am suit, ne-am urcat într-o, da, asta, bărcuță tip bicicletă, nu? Cum se zice la asta? Uite, că dăm la... Cu Bumblebee, da, dăm la pedale, e! Yeah. Ce fain, e, jur! Da, uite! Aici, apa, că nu mă numai, ce și în apă, ce fain să vede! Deci în apă este vegetație. Nu, aici e mai mare apă, aici cred că sunt 3 metri, așa. Dar e super fain! Te ții de asta și uite, dai la pedală. Uite, facem sport. Și ne învârtim tot troacul. Andrei! Ce faci? Eu. Îți place? Da. Bia, îți place? Da. Nu vă place, nu-i mai bună idee așa? Ba da, uite, vezi rățuștele. Uite, mai sunt alte bărcuțe. Da, mai repede, vezi că încolo mergi mai ușor, că curentul e încolo. Avem rățuște. E fucking dirty! Ia un colo, Andrei. Ia un colo. Dar e normal, iubi. Dar hai cum se scufunzi cu asta, ce? Ce repede mergi încolo, vezi ce repede mergi. Uite, hai să mergem acolo să vedem lebedele. Apa, acolo am venit. Ia uza! Mama! Mama! Dacă mergem la lebede, ia și cu aia. Acolo! Tata, vede! Cum e? Suntem pe mare și ne-a prins furtuna! E aventură! Aventura de azi! Să nu lovești, mă, rățușca, mă! Mă, ferește rățușca, mă, că n-are timp, săraca! Mă, pe stânga!